Când vine vorba despre delicatele proceduri non-chirurgicale de reîntinerire cu toții, ne dorim rezultate spectaculoase care să poată concura cu chirurgia plastică fără acele efecte nedorite. Una dintre cele mai sofisticate tehnologii existente la ora actuală care rezolvă aceste probleme și care este printre cele mai în tendință din lume este laser terapia. Laserul se bazează pe anumiți parametri ai luminii care determină în practică obținerea celor mai bune rezultate în deplină siguranță și confort pentru pacient. Este cea mai nouă metodă utilizată în terapia estetică și în terapia antimbătrânire. Laser terapia poate să putem să o aplicăm începând de la vârsta copilăriei, când vorbim de patologii dermatologice, până la vârstele foarte înaintate. Pe lângă faptul că este metoda ideală pentru o piele curată, luminoasă și fină, laserul poate trata o paletă extrem de largă de afecțiuni. Leziunile cutanate benigne, leziunile vasculare, cum ar fi venectaziile, teleangectaziile, pe care le avem la nivelul feței, la nivelul membrelor inferioare, cicatricile atrofice sau cicatricile hipertrofice după acneie, tratăm semnele îmbătrânirii, cum ar fi ridurile, ușoare, medii, modificările pigmentare ale tegumentului, tratarea hiperhidrozei axilare, de asemenea, printr-o liposucție asistată laser la nivelul zonei axilare. Rezultatele terapiei cu laser se văd imediat și costurile nu sunt deloc mari. Pacientul, când iese din cabinet, iese deja cu un rezultat vizibil și cu siguranță mulțumit. Una dintre cele mai căutate metode dermatocosmetice efectuate cu laserul este peelingul cu laser sau resurfacing facial. O metodă care ajută la îmbunătățirea textului pielii, la corectarea petelor, astfel încât favorizează, într-un final, formarea unui tegument nou. Pilingul cu laser sau resurfacingul facial este procedura minune care vine în completarea deja cunoscutului piling chimic, dar care are mai puține efecte secundare. În ceea ce privește simptomele care pot să apară după astfel de procedură, acestea sunt unele superficiale, iar pacientul își poate relua imediat activitățile zilnice.